bine ați revenit! În prima parte a acestui material v-am spus ce se înțelege prin principiul antropic slab. El ar putea fi formulat pe scurt astfel. Însuși faptul că existăm condiționează mediul pe care îl observăm, el trebuie să aibă anumite caracteristici care să permită apariția noastră. Dar unii merg mai departe. Ei susțin că universul tot și legile lui au ca scop apariția vieții și deci a noastră, a oamenilor. Universul există cu scopul apariției oamenilor, iar legile lui sunt exact așa cum trebuie pentru ca acest lucru să se întâmple. Și acesta este principiul antropic tare. El susține, deci, că nu doar mediul trebuie să aibă niște caracteristici care să permită apariția noastră, chiar și legile naturii trebuie să aibă o anumită formă și să conțină niște constante cu anumite valori foarte bine determinate. Dar ce condiții trebuie să îndeplinească universul pentru ca viața, așa cum o știm noi, să apară? Foarte, foarte multe. Voi aminti câteva. Întâi, trebuie să poată să apară atomi. Pentru că tot ceea ce numim substanță, deci și noi, totul este alcătuit din atomi care la rândul lor se leagă pentru a forma molecule. Apoi, trebuie să se poată forma stele. Vă voi spune imediat de ce. Apoi, trebuie să se poată forma cumva toate elementele din tabelul lui Mendeleev, mai ales carbonul. Mai trebuie să se poată forma planete pe care trebuie să poată să apară sinteza unor substanțe organice. Aceste substanțe organice trebuie să se organizeze în structuri tot mai complexe, care până la urmă pot păstra și transmite informația și multe, multe altele. Voi încerca să vă arăt pentru câteva cazuri că, într-adevăr, dacă legile naturii n-ar fi așa cum sunt și dacă n-ar avea exact constantele pe care le au, aceste lucruri nu s-ar întâmpla, n-ar fi îndeplinite aceste condiții. Cam pe când Universul avea 370.000 de ani, temperatura a scăzut suficient încât să se poată forma primii atomi. Aceștia au fost doar atomi de hidrogen, un pic de heliu și foarte, foarte puțin litiu. Am vorbit despre asta în materialul Cum au apărut atomii. Ei bine, un fizician poate ușor demonstra că dacă legile electromagnetismului sau sarcina electrică elementară sau constantele care apar în interacțiunile nucleare ar fi fost foarte puțin diferite, foarte, foarte, foarte puțin diferite, n-ar fi putut să apară primii atomi. Viața pe planeta noastră, singura viață pe care o știm, se bazează pe chimia carbonului. Deci, pentru ca noi să existăm, trebuie să existe carbon. Dar atomii care s-au format după Big Bang au fost doar, așa cum v-am spus, cei de hidrogen, de heliu și un pic de litiu. Carbonul s-a format, la fel ca cea mai mare parte a elementelor chimice, în stele. Acolo, prin reacții termonucleare, s-au format cele mai multe elemente chimice până la fier, iar celelalte și elementele mai grele decât fierul s-au format prin mai multe tipuri de explozii stelare. Deci, stelele sunt necesare, v-am promis că vă spun de ce sunt necesare, pentru că acolo are loc sinteza elementelor chimice. Dar, ca să se poată forma o stea, valoarea constantei atracției universale trebuie să fie exact cât credeți, exact cât este. Dar există ceva și mai ciudat. Carbonul, care, așa cum am mai spus, este esențial pentru viață, ar avea șanse foarte mici să se formeze atât în stele, cât și prin explozii stelare, dacă n-ar exista un foarte interesant fenomen de rezonanță energetică nucleară. Teoretic, carbonul ar putea să se formeze în stele prin reacția termonucleară dintre izotopul 8 al beriliului și un nucleu de heliu, așa cum vedeți scris. Dar izotopul 8 al beriliului este foarte, foarte instabil, el se dezintegrează, se rupe în două nuclee de heliu. Așa că acest mecanism practic nu are loc. Însă carbonul se mai poate forma în stele, în stelele care explodează atunci când temperatura ajunge la sute de milioane de grade,
prin ciocnirea simultană a trei nuclee de heliu. Dar și în acest caz, randamentul de obținere al carbonului ar fi foarte, foarte slab, ar fi foarte mic, dacă n-ar exista acel fenomen interesant de rezonanță energetică nucleară despre care v-am vorbit și care constă în faptul că energia totală a unui nucleu de heliu plus a unui nucleu de beriliu este practic exact egală cu energia unei stări cuantice a atomului de carbon, a nucleului de carbon. Fără acest fenomen de rezonanță, cantitatea de carbon în univers ar fi atât de mică încât șansa apariției vieții ar fi practic zero. Timpul nu-mi permite să dau mai multe exemple, poate voi face un material doar despre aceste lucruri, dar se pot da sute și sute de exemple despre felul în care legile naturii și constantele care apar în ele sunt exact așa cum și cât trebuie pentru ca să apară viața și deci noi. Este adevărat că dacă n-ar fi așa, n-am fi aici să ne mirăm și să ne punem astfel de întrebări. Dar este firească întrebarea, de ce sunt legile și constantele Universului tocmai așa cum trebuie ca să apară viața? Nu putea exista Universul și fără noi? La prima vedere se pot da, logic vorbind, doar două răspunsuri la această întrebare. Primul ar fi, ba da, Universul putea să existe și fără noi, este o coincidență faptul că toate legile și constantele sunt așa cum trebuie ca să apară viața. Dar acest răspuns nu este deloc mulțumitor. Sunt atât de multe alte variante posibile pentru legile naturii și constantele lor, încât o astfel de coincidență este mai mult decât improbabilă, este practic imposibilă. Trebuie deci să renunțăm la acest răspuns. Celălalt răspuns este nu. Universul nu putea exista sau n-avea rost să existe fără noi. Este un răspuns acceptabil, dar foarte ciudat pentru un ateu. Nu și pentru cei care cred că Universul a fost creat ca loc în care să apărăm și să existăm noi. Și astfel, acest răspuns duce la ipoteza existenței lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere științific, această ipoteză nu rezolvă lucrurile, pentru că nu avem cum să-L studiem științific pe Dumnezeu dacă nu putem face observații și experimente legate de existența Lui. Trebuie să credem, ceea ce nu e rău, dar nu face parte din știință. Așa că un credincios se mulțumește probabil cu acest răspuns, dar pentru un om de formație științifică, chiar dacă este și credincios, nici acest răspuns nu este mulțumitor, pentru că ne cere să apelăm la supranatural ca să înțelegem Universul, iar știința nu se ocupă de supranatural. Dar am lăsat pentru final lucrul cel mai interesant. Mai există un răspuns logic posibil la întrebarea noastră. Și acesta este următorul. Universul în care trăim nu este singurul univers. Este unul dintr-un număr foarte mare, poate chiar infinit de universuri. Și fiecare univers are legile lui și constantele lui după care funcționează, iar în cele mai multe, poate chiar în toate cu excepția universului nostru, nu poate să apară viața. Nu apare viață și evident nu există ființe gânditoare. Este ipoteza multiversului. Deocamdată, la fel de neverificabilă ca ipoteza Dumnezeu. Nu știu dacă vom ști vreodată care este ipoteza corectă. Deocamdată, putem doar să credem că e una sau cealaltă sau amândouă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!